Sindicatul Sanitas, filiala Mehedinți, continuă seria mișcărilor sindicale stabilite în Consiliul Național al Federației Sanitas din România, iar astăzi reprezentanții sindicatului au avut o întâlnire cu parlamentarii PSD Mehedinți. Revendicările acestora sunt în totalitate agreate și susținute de Partidul Social Democrat. În plină pandemie, când sistemele de sănătate și cel de asistență socială au fost atât de greu încercate, guvernul a tratat angajații din aceste domenii cu reavoință. Sanitas a demarat o serie de acțiuni pentru susținerea salariaților pe fondul apariției ordonanței de urgență care prevede înghețarea salariilor și pensiilor în acest an. Reprezentanții sindicatului au avut astăzi o întâlnire cu senatorul Liviu Mazilu, deputatul Cornel Folescu și deputatul Alin Chirilă, parlamentarii PSD Mehedinți, pentru a se asigura că revendicările lor vor fi în totalitate susținute în Parlamentul României. Întâlnirea face parte din formele de acțiune sindicală pe care le-am început în data de 12 cu pichetarea prefecturii și astăzi am avut întâlnirea cu reprezentanții parlamentari din județul Mehedinți ai Partidului Social Democrat. Am expus și am susținut revendicările noastre. Am înțeles că revendicările dumneavoastră au fost în totalitate agreate de reprezentanții PSD. Sigur, sigur, afirmativ, sigur că da, dumnealor au fost de acord în totalitate și considerăm noi că întâlnirea a fost una de bun augur. În momentul când vor începe lucrările Parlamentului, vor susține revendicările noastre, mai cu seamă că urmează stabilirea, definitivarea și aprobarea în Parlament a bugetului pentru anul 2021. Parlamentarii PSD Mehedinți susțin ferm revendicările sindicatului Sanitas, întrucât sistemul de sănătate și cel de asistență socială este vital în actualul context pandemic. Am avut astăzi o întâlnire foarte importantă și interesantă și, zic eu, fructuoasă cu reprezentanții Sanitas Mehedinți. Am discutat problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate din Mehedinți, dincolo de probleme pe care le au dumnealor ca sindicat și revendicările pe care le au salariații din sănătate. Nouă ni se pare îndreptățite solicitările dumnealor. De altfel, ei nu cer decât să se respecte legislația în vigoare în mare parte, iar legea salarizării unitare, după cum bine știți, a fost promovată și susținută de Partidul Social Democrat. Toate celelalte prevederi care vin în îmbunătățirea sistemului sanitar din România, de asemenea, au fost promovate și susținute de Partidul Social Democrat. Prin urmare, noi suntem de acord și vom susține în Parlament atât la legea bugetului, cât și la cealaltă parte de legislație, legislația specifică domeniului sanitar, vom susține solicitările sindicatului Sanita și al celorlalte sindicate din sănătate, de altfel, pentru că noi considerăm sănătatea o prioritate și am ajuns la concluzia că cel mai important lucru este, indiferent dincolo de solicitări punctuale cum sunt acestea, cel mai important lucru este ca procentul alocat din PIB sănătății să fie unul mult mai mare decât l-a avut România până acum. Astăzi, împreună cu colegii mei, domnul senator Liviu Mazilu și domnul deputat Cornel Folescu, am avut o întâlnire cu reprezentanții din Mehedinți ai Federației Sanitas din România. O întâlnire, zic eu, foarte fructoasă și pe anumite subiecte de interes național, aș putea spune. În această ședință am vorbit despre trei puncte pe care dumneavoastră le solicită Guvernul României. Și dacă îmi dați voie să le dau citire, aplicarea prevederilor legii numărul 153/2017 este legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Am vorbit despre stabilirea sporului de condiții prin raportarea salariului de bază aflat în plată și, așa cum știm, la momentul acesta salariul la care se raportează salariul medicilor din România este la nivelul anului 2018 și nu credem că acest lucru este corect și cred că este normal ca România și Guvernul României să acorde o importanță mai mare, să se aplece un pic mai mult pe acest subiect. Din păcate, guvernanții noștri nu fac decât să promită, așa cum spuneam și reprezentanții din Sanitas, și să uite după ce au trecut aceste alegeri parlamentare. În această întrevedere am stabilit că vom ține legătura și vom continua să comunicăm cu reprezentanții din Sanitas și ne dorim ca toate propunerile dumneavoastră să le susținem
în Parlament în viitoarea perioadă. Federația Sanitas cere guvernului să învețe lecția crizei sanitare pe care o traversează întreaga lume și să acorde importanța cuvenită sănătății și asistenței sociale.